Bine v-am găsit, am primit un test de laptopul Huawei MateBook 13. Avem de-a face cu un device care cu siguranță va atrage atenția pasionaților de tehnologie, deoarece are un design superb și un preț accesibil, sau mai accesibil, cel puțin decât al competitorilor direcți. Avem de-a face cu un device cu un ecran extraordinar de interesant. Acum voi desface cutia, dar mai înainte de toate vă voi spune ce procesor avem. CPU Intel i5-8265U, memoria RAM este de 8 GB, iar SSD-ul are o capacitate de 256 GB. Avem așadar de-a face cu un laptop performant, care urează și jocuri, nu doar aplicații Office. Haideți să vedem ce se află în cutie și să intru puțin în detaliu. Am desfigurat cutia. Haideți acum să vedem ce se află înăuntru. Avem câteva protecții pentru transport. Și laptopul care arată wow! Foarte subțire, foarte ușor, compact și evident sigilat. Acum îl voi scoate din pungă. Iată. Logo Huawei. Și profilul foarte subțire. În cutie mai avem, bineînțeles, și manualul cu instrucțiuni. Și acesta este sigilat, după cum bine puteți vedea. Certificatul de garanție. Și iată și alimentatorul, care seamănă cu unul de smartphone. Este de dimensiuni compacte. Iată alimentatorul, propriu-zis. Cablul de încărcare este USB Type-C, era USB Type-C. În cutie mai avem un adaptor USB Type-C la HDMI, VGA, USB Type-C și USB. Și cam atât. Haideți să ne concentrăm acum atenția asupra laptopului. Huawei MateBook 13 este foarte subțire. Acum, iată și trackpad-ul și tastatura. Avem un ecran de tip Full View. Avem un screen to body ratio de 88%. Iată butonul power, tastele de dimensiuni generoase și trackpad-ul de asemenea bine dimensionat. Pe partea din spate avem difuzoarele. Folosește tehnologia Dolby Atmos, acest device. Acum îl voi încărca puțin și vă voi arăta cum funcționează. Iată laptopul pornit, este gata de configurare, vine la pachet cu Windows. Și acum voi alege limba română, voi seta device-ul și voi intra în câteva aplicații. Înainte de a finaliza configurarea sistemului de operare Windows, trebuie să vă spun că laptopul are un senzor pentru amprente situat chiar pe butonul power. Este un senzor foarte rapid, similar cu cele instalate pe smartphone-uri. Acum sistemul de operare Windows a fost configurat, haideți să vedem cum funcționează Huawei MateBook 13. Acum laptopul este gata de utilizare, voi intra într-un clip de pe YouTube pentru ca voi să auziți cât de tare redau sunetul boxere acestui device. Voi intra într-un clip de pe YouTube de pe canalul meu, într-un clip filmat în format 4K. Sunetul este clar. Și să vedem acum cum se vede acest clip în format 4K. Este un set de căști dedicat, în primul rând, utilizatorilor de smartphone-uri care nu prezintă un fel jack, cum ar fi Razer Phone 2, care nu are decât un port USB Type-C.
Acum am apăsat pe opțiunea 4K și ceea ce vedeți acum este redat în 4K. Un smartphone extraordinar pentru gaming, la fel sunt și aceste căști, veți afla imediat mai multe detalii despre acestea. Însă, Sunetul este clar, imaginea este la rândul ei excelentă. Iată. În curând voi realiza un review detaliat al acestui laptop, până atunci vă invit să recomandați și alte gadgeturi Huawei pentru teste.